Pentru că dacă ar fi așa, atunci în centrul lumii s-ar afla Pământul, zona cea mai joasă și în același timp cea mai grosolană. Și nu e așa. Și nu e așa. Pentru că în centrul lumii, în mod absolut, trebuie să se afle izvorul lumii și ținătorul lumii. Iar acela este Dumnezeu. Și problema este cum pot să conciliez o imagine a lumii care ar arăta cam ca acolo. Deci o imagine geografică cu una teologică, nu? O imagine în care Dumnezeu să fie și în centru și... Se află și în cercul empire, și în sfera empire, da? Ca centru, ei, și dar în același timp se află și în centrul lumii. Dar nu spunem încă, îmi spui și tu în carte, dar asta puțin mai târziu, ca nu ieși una de nou. Deci când spun eu că ne aflăm în al nouălea cer, trebuie să ne gândim că în al nouălea cer al lui Dante se află punctul fix. Suntem la capătul lumii vizibile și corporale. Și deja suntem pe pragul lumii invizibile și incorporale. A fi în al nouălea cer este mai tot ce îi se poate permite unui muritor. Dar trebuie să ne gândim la limita aceasta, pentru că de regulă când spui sunt în al nouălea cer, pare că ai ajuns deja chiar dincolo de empire. Păi da, tragi cu ochiul. Tragi cu ochiul. Când ajungi acolo, Beatrice îi spune, întoarce-te, întoarce-ți fața și privește de unde ai plecat. Și Dante se uită peste umărul stâng și vede sferele pe care le-a parcurs și undeva foarte jos Pământul. Și pentru că are o privire nu așa transumanată, da. Vede fără ocheane și tot felul de lucruri, deși distanța este enormă, pentru medievalii le știau bine că distanța este de fapt uriașă, vede climele, cum le numeau ei, regiunile Pământului, luminate din poziția în care se afla atunci soarele când el se află în acea poziție. Pentru că Dante era un excelent astronom. Poemul lui este științific într-un sens riguros. Generații de erudiți, de geometri și de savanți s-au ocupat să înțeleagă cum e împărțit temporal din punct de vedere al evoluției astronomice poemul. Și este perfect consistent. El nu se lasă răpit de tot felul de viziuni. Mintea lui de savant funcționează continuu când el are viziunile care sunt poetice în cel mai înalt grad. Dante nu seamănă cu niciun poet de după el, pentru că a avut capacitatea să fie un științific și un mistic al poeziei. În același timp, un vizual geometru de cea mai bună calitate, dovadă că geometrii de după el au putut să vadă cât de consistente erau viziunile lui și în același timp, este un om cu o vizualitate poetică uluitoare. Îți dau un exemplu, Maria. Când este nu mai știu care cer din paradis, poate că în cerul lui Jupiter, vede cum sufletele... Nu, este în cerul lui Saturn, unde este o cruce. Vede cum sufletele vin și populează această cruce. Și la un moment dat, ele se retrag înapoi spre paradis. Și el cu ce compara asta? Cu o ninsoare inversă. Da, ceva... Dar trebuie să ne oprim să spunem nou comment. Este ceva extraordinar, este o ninsoare inversă. După aceea, cum compare, el spune, privirea mea nu putea să meargă mai departe, chiar ca atunci când, privind în sus, când ninge, vezi o vreme, după care, datorită densității ninsorii, este o opacitate luminoasă. Și această opacitate luminoasă, care în proza noastră cum sună, cum sună, la el este extraordinară. Deci Dante este un poet cu adevărat uluitor. Deopotrivă găsești la el precizia științifică a geometriei, dar găsești fervoarea vizuală a unuia pentru care poezia este ca o mistică, pentru că... Nu, mă gândeam că, mă rog, cu toți am studiat. Aș putea să spun chiar ani pe acest text, dincolo de facultate, unde se parcurge puțin mai repede. Dar lumina aceasta, și lăptoasă, dar și transparentă, care îți poate produce cu adevărat revelații, să privești pe Dante, nu? Prin ochii Beatricei, și să descoperi cu adevărat cum arată lumea lui Dante, ce vede și ce nu vede Dante, cum se transumanează. Demersul cărții tale
face și un popas asupra lui Dante, Dante care ține conferințe la Verona, Dante care este bântuit de cunoștințele lui, de lumile din el. Și tu spui la început să fim atenți la cuvântul lume, adevărat, nu? Și cum? Pentru că până să vedem lumea, trebuie să înțelegem lumile lui Dante, cu care a conviețuit mai comod sau mai puțin comod și cu care probabil nimeni în purgatoriul terestru până dincolo nu poate conviețui până la capăt. Patimile din el sunt însumate în acest paradis care este probabil dincolo de toate componentele acestea pe care le desfaci, astronomice, matematice, filozofice, teologice, topografice sau până la urmă toate se sumează într-o iubire absolută față de divinitate, față de creație și poate față și de om, cu limitele lui, cu păcatele lui, cu trădările lui. Ai făcut aluzie la conferința pe care a ținut-o în 1320 la Verona, mai avea un an de trăit, unde el a ținut o conferință de savant, pentru că el a avut o contribuție la problema clasică în epoca lui, cum putem explica formele de relief în condițiile în care Aristotel ne spune că în zona sublunară sunt distribuite simetric. După simetrie sferică, cele patru elemente care alcătuie toate corpurile. Este vorba de pământ, ca element, apă, aer, foc. Ele sunt în această ordine, într-o gradație de la dens și greu, spre rarefiat și ușor. Ar trebui să fie sfere concentrice și noi care suntem mai degrabă făcuți din pământ decât din apă, ar trebui să fim sub apă, pentru că suntem în zona pământului, după aceea este zona apei și ar trebui să ne suportăm. E bine, era o explicație și explicația pe care o dă, în bun teolog creștin, ține seama de elemente ale teologiei creștine, cum ar fi căderea lui Lucifer, care ar fi căzut și ar fi creat această gaură în zona australă, care a împins apele și a văzut. În fine, are o explicație. O explicație de savant. Deci să ne imaginăm că un poet de astăzi ar ține unei societăți savante o comunicare științifică. Cam așa ar fi. Dar cu ce contribuție? Da. Cartea ta s-a născut și din invitația făcută, nu, de un prieten extraordinar și un om de cultură remarcabil. De fapt este... Cel care mi-a dat tipul. Așa. L-am pomenit și mai devreme, Mircea Mihăiești, care te-a invitat la Timișoara să prezinți traseul, drumul, călătoria spre paradis prin ochii Beatricei. Toată demonstrația ta, care și în carte este ilustru, păstrată, este pe două planuri, este pe mai multe planuri, bineînțeles. Un discurs științific, riguros, filozofic, cu popas în splendoarea poeziei lui Dante, în terțime și așa mai departe, și în același timp, în ceea ce spui tu, în vizual, toată demonstrația este însoțită de hărți. Asta e cheia lui Dante. Dante este un geniu vizual. A spus-o T.S. Eliot atunci când l-a comparat cu Milton, care era un geniu auditiv. Versurile lui sunt auditive. Versurile lui Dante produc viziuni imediat în noi. De ce? Pentru că el era un vizual. De ce cineva care vrea să-l priceapă pe Milton perfect în poezia lui, trebuie să știe impecabil engleză. Spre deosebire, spune T.S. Eliot, cu o engleză, cu o italiană nu atât de perfecționată, poți să intri în Dante, pentru că el este un vizual. Accesează din tine facultatea imaginației și cu asta îți permite un acces în tipului de poezie care te răsplătește mai devreme decât te-a răsplătit Milton. Deci tu, cititorul, devii un fabricant de imagini provocate Da, pentru că Dante este un vizual. Dacă s-ar face de către cineva, și cred că în stadiul actual ar putea, dar fiindcă există secole de erudiție în Dante, soldate cu monumente formidabile ale erudiției, dacă este să ne pomenim de cele 5 volume ale enciclopediei dantești scoase de italieni, sau de volumul mai concis de peste 1000 de pagini pe care l-au scos acum 2 ani americani, anglosaxoni, în fine, enciclopedia lui Dante,
sau contribuțiile